Bună seara, iar v-am chemat în bucătăria mea. Iar am furat o rețetă de la Jamila, vrei să zici, de la mine, nu-i așa? Bună seara, du-te drept. Gătim azi jnițele cu făină de greieri, da? Bio, pentru că oricum trebuie să ne obișnim. Nu vom mai avea grâne românești și ăștia de la UE ne impun să mâncăm produse din insecte. Hai să te vă, mă, hoțule, mă. Deci, să ia o bucată de porc. Ule! E porc primit de la Petre Daia. Mă rog, mi-a dat bucata asta pe sumână săptămâna trecută, că n-are voie, căci că-l bate ciolac. Așa, deci, porcul ăsta se masează bine, 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 cu mâna ușor, dar nu foarte tare. Se tăvălește prin făină. Greșit! Porcul se tăvălește prin noroi. Făină de greiere bio, da? Da. Greier proaspeț de Tellerman. Ia. Ia, fii atent aici, făi, Jamilo. Ia. Parcă ar fi buburuze. Cântec de greier românesc 100%, băi. Deci eu... Bio, bio. Și apoi punem sare, piper după gust și se aruncă în cratiță. Ești fraier? Bucătar de 2 lei ce ești? Care mi-ai furat mie 10.000 de followers? Că ai cu mamă, mamă, cât să ai așa? Măi, dacă carnea știi ce se face, din tâi se bate, dar ce să știe țăreanu, mă? Mă rog, e invidioasă, oricum. Și apoi se prăjește la foc mic, dar noi nu avem aici bucătărie adevărată, deci noi nu avem aragaz, pentru că filmăm pe un fundal verde, da? Ia dați, mă, fundalul verde, ia! Vedeți? Deci n-am bani de bucătărie și facem și noi ce putem, da? Hai la mine în bucătărie, mă, sărăcie, să vezi că eu am aragaz, am de toate. Ha, ha. Așa că o să-l lăsăm crud. Ia, fii atent, ia, uite, ia ascultă. Greiere românesc, 100% bio. Eu. Ha? Să-l mănânci tu cu familia ta, mă, du-te, dracule. Atenție mare, să știți că șnițelul în făină de greier nu se mănâncă. Nu. Se ține la capul patului pe noptier. Doamne, ferește, cu maica să plece, să care m-a făcut pe mine. Ascultați-mă ce vă spun. Ia ascultă, făi, Jamilu. Eu. Deci, șnițelul tău dimineața va începe să cânte. Ia uite, ia uite. Da, chiar cântă frumos. Ha? Și să știți că pe la 5 dimineața, hai, știți ce îmi place? Te scoală lina așa cu cântec. Bine, acum sincer vă spun că mai bine mă scula Irinuca, dar s-a dus, asta e. Ce să... Ieleo, dar sunt bun și greiera și iau ce duios cântă ei. Greiere 100% bio. Bă, hai că nu e chiar proastă de uia asta, mă, pă bun. Ia. Liviu Dragnea continuă să fie un om foarte iubit. Greier 100% bio. Să știți că milioane de români îl iubesc peste tot. Noi atâta sperăm să nu-l doară. Ia. Bio.